Înainte de 17 ianuarie, România aveau voie să introducă în țară din Serbia două pachete de țigări și un litru de alcool pe zi. După această dată pot introduce aceeași cantitate, dar numai o dată pe săptămână. Interdicția funcționează și la alte bunuri de larg consum, alimentare și nealimentare, iar acest lucru i-a nemulțumit la culme pe oameni. Noi vrem să trecem în fiecare zi, avem neamuri acolo, iar nu ne dă voie să trecem, că dacă trecem în fiecare zi cu un pachet țigări, ni rupe. Nu ni se dă voie decât o dată la 8 zile și atunci cu două pachete și o sticlă de alcool. De câte ori ați vrea dumneavoastră să treceți? În fiecare zi. Deci, dacă cum a fost și până acum... Protestatarii spun că nu au unde să lucreze și nu sunt lăsați să-și câștige existența. Unul dintre ei spune că a intrat în greva foamei. Am 26 de ore de când sunt în greva foamei și dacă este nevoie, o să fac până când o să cad jos din picioare, până o să vină corpul de control al domnului prim-ministru sau să vină domnul ministru de interne, aici, la Severin, să vadă ce, cum se trăiește. Dacă... Vă lasă să treceți. Nu ne lasă să trecem. Nu ne lasă. Nu ne lasă și uite... Ne-a adus la exasperare, deci nu mai putem să trăim în halul ăsta. Deci e bătaie de joc, pur și simplu. Polițiștii de frontieră spun că protestatarii sunt luați în evidență că fac mic trafic cu produse accizabile. Acești cetățeni încearcă să introducă frecvent cantități de produse accizabile, mă refer la țigări și alcool, peste limitele legale permise de lege să le introducă în România. Majoritatea dintre aceștia sunt sancționați contravențional pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și vreau să vă spun că măsurile luate de către Poliția de Frontieră sunt în acest scop de a asigura un climat de ordine și siguranță pe raza punctului de trecere a frontierii și de a nu crea și a disturba ordinea și liniștea publică în acest punct. Ministerul Finanțelor a mai încercat să introducă aceeași măsură la sfârșitul lui noiembrie 2013, dar a fost retrasă după 24 de ore. Acum, interdicția a fost impusă din 17 ianuarie, dar acum nemulțumirile oamenilor au răbufnit.